Istoria se repetă, dar se și rescrie. Știu, ceea ce o să spun în continuare nu o să fie pe placul multora, poate chiar al nimănui, admițând că cineva o să dea atenție vorbelor mele. Dar nu spun ce cred spre a fi pe plac. Ar fi jalnic să fie așa, ci ca să mă eliberez. Am ținut prea multă vreme în mine atunci când stăteam sub cizma cenzurii, ca să nu am acum, că mi se pare că se poate, dorința de a nu mai ține seama nici măcar de noua corectitudine, așa zis politică, fiica cenzurii comuniste. Istoria se repetă. Istoria se rescrie. De când lumea? Nu ne dăm noi seama, dar așa e. Pentru prima afirmație să luăm, de exemplu, crimele și distrugerile pe care le pricinuiesc civilizației noastre teroriștii islamici. Nu mai e nevoie să dau exemple, deși tare aș cam vrea. Și să ne ducem mai departe în negura vremii, pe la începuturile creștinismului în lume. Pe când se creștineau oameni fără alte speranțe, dar și fără învățătură, fără vreun respect pentru artă, dimpotrivă. Și prin urmare considerau filozofia, știința, științele, artele, invenția ale diavolului. Trebuia, nu-i așa, să-ți golești mintea ca să faci loc credinței, fără, Doamne ferește, să încerci să cercetezi, că cercetarea era și ea lucrul diavolului. În urmă cu 1605 ani, prin martie, la Alexandria a avut loc o crimă oribilă. E vorba de Alexandria din Egipt, nu de cea din Teleorma. Acolo trăia o femeie învățată antichității, Hipatia, o mare matematiciană a vremii, cunoscătoare a filozofiei și a altor științe din vremea aceea, a cărei existență îi deranja pe creștinii din acea încă cetate a gândirii și culturii. Astfel încât în acel blestemat martie, un grup de huligani creștini, criminali, a oprit-o pe stradă când își făcea plimbarea, au târât-o până la o biserică a lor, unde au hăcuit-o, i-au scos ochii, au tăiat-o în bucăți, pe care finalmente le-au ars. Se știe despre această crimă? Se cam știe, dar nu se prea pomenește. În schimb, Gibbon, în faimoasa sa Istoria declinului și a prăbușirii Imperiului Otoman, observă că toate acele crime și distrugeri de temple păgâne, adică unde oamenii se închinau altor idoli decât al distrugătorilor, au distrus, de fapt, lumea clasică. Antichitatea din învățăturile căreia pe urmă când și creștinii au mai evoluat s-a mai putut recupera din ea câte ceva. Ce să mai spunem despre distrugerea templului Atenei de la Palmira? Același templu unde statuia zeiței refăcută cu greu de arheologi după ce o hăcuise o bandă de creștini în anul 385 după Hristos, a fost din nou făcută bucăți, odată cu ce mai rămăsese din templul respectiv, anii trecuți, de către adepții așa zisului stat islamic. Sigur că istoria nu se repetă așa cum cred unii, dar iată că totuși ea se cam repetă, chiar dacă sub alte forme. Până la urmă, nu teribil de deosebite de cele ale modelului. Dacă ne ducem mai departe la Vechiul Testament, ce aflăm noi acolo? Că Dumnezeu i-a dat iudeilor pe tot felul de oameni, mici popoare care locuiau în teritoriile unde urmau să se stabilească cei din tâi, îndemnându-i cică pe aceștia să-i facă pe ăia să dispară. Ebusei, Gherghesei și cuceritorii au atins tot, au ucis tot ce mișca, femei, bătrâni, copii, bărbați, inclusiv probabil cultura acelora
și zeii lor și locașurile lor de închinare, așa cum mai târziu aveau să facă și creștinii noștri cu alte popoare care își mai permiteau să creadă în alți Dumnezei. Și așa cum și mai târziu bandele înarmate de bolșevici au devastat și bisericile creștine din Rusia și mai pe urmă din țările căzute sub cizma sovietică. Și ăștia au făcut praf statui, icoane, cărți sfinte, o întreagă cultură. Dacă în antichitate fuseseră arse mormane de cărți, aproape toată gândirea epocilor trecute, elenistice și chiar mai vechi, dacă naziștii arseseră și ei cărțile și operele de artă considerate degenerate, nici cu bolșevicii nu mi-e rușine, că s-au ridicat și ei la înălțimea înaintașilor lor, așa neștiutori cum erau, sau tocmai de aceea. Au ars cărți, le-au condamnat mai ceva decât au făcut-o bărbierul și preotul din satul lui Don Quixote, Alonso Quijana, cu biblioteca acestuia, ci că stricătoarea minții cititorului lor înfocat. Mai târziu, bolșevicii, ceva mai calm, că trecuse Revoluția, au început să le păstreze în bibliotecile mari, la fondul secret, să păstreze toate aceste cărți care nu conveneau, iar cele contemporane care scăpaseră o clipă ochiului cenzurii au fost și ele scoase din librării și biblioteci și trecute tot acolo și listele ne-au parvenit abia când șandramaua s-a prăbușit. Toleranța nu este pentru oamenii prea simpli, care nu o pot înțelege și nici admite. Ori, creștinii inițial nu se puteau lăuda cu cine știe ce calitate intelectuală. Și apoi, toleranța era mai simplă de înțeles pentru cei care admiteau mai mulți zei, o lume multiplă, diferită, asemenea celei de jos a oamenilor. Trebuie să fii trecut prin multe cicluri de civilizație ca să o poți admite. Pe toleranță. Cum vedem și azi, ea este aclamată mereu, dar rare ori asumată organic, interior, de oamenii civilizației noastre. Și de subtul ei, de unde ei o păstrează, mereu răbufnește vechea ură față de semenii care nu le sunt asemenea. Pentru a doua propoziție, cea cu rescrierea istoriei, să ne gândim la noi înșine. Asta pentru început. Mai încolo ar trebui să mergem cu gândul dincolo de noi și dincolo de lumea în care trăim sau de cea în care am trăit. Cu toții ne-am entuziasmat de 1984 lui Orwell, aplicând repede Ministerul Adevărului numai la regimul totalitar comunist. Corect, de altfel. Dar vedeți, așa suntem noi, oamenii de azi. Ne amintim numai de ceea ce vedem zi de zi și cum ziua aia a trecut, gata, ea s-a scufundat în uitare. Dar istoria s-a rescris încă din vremurile biblice sau post-biblice. Crima abominabilă citată mai sus este în general trecută sub tăcere, că, dacă ne-ar fi, ne-am întrebat cum de blândețea și bunătatea cristică nu a trecut la adepții ei. Nenumărate pilde de rescriere a propriei biografii ne-au dat contemporanii noștri după Revoluția din decembrie 1989, când foști supuși ai Partidului Unic au devenit brusc în trecutul lor niște vașnici luptători pentru libertate și chiar împotriva celui pe care îl adulase. Afli lucruri teribile despre acei oameni deveniți noi prin propria declarație sau, cum s-ar spune astăzi pe pandemie, prin declarația pe propria răspundere, rare ori infirmată. În vremurile comunismului, victorios la noi, așa cum a învins el, se făceau filme, se scriau cărți despre ilegaliști încarcerați și chiar uciși de regimul burghez-omocieresc.
Atât de mulți eroi erau prin cărți și prin filme, încât te puteai întreba dacă nu cumva aceștia, cei din filme și din cărțile proletcultiste, depășiseră de fapt numărul celor care existaseră în realitate. Ceea ce s-a cam dovedit după ce regimul a căzut cu tot cu cenzura lui și cine a vrut, a avut acces la documente. Cam la fel se pare că a fost și în Franța, unde eroii rezistenței s-au mulțit brusc după eliberarea țării de către forțele aliate. Ei bine, o cercetătoare britanică, Catherine Nixey, autoarea unei cărți impresionante, Epoca Întunecării, cu subtitlul Cum a distrus creștinismul lumea clasică, a descoperit în scrieri mai vechi, în ce a mai rămas din documentele vremii începuturilor creștinismului, chiar din texte creștine, că martirii n-au fost chiar atât de mulți pe cât se crede și că Imperiul Roman prin împărații săi nu i-a persecutat chiar tot timpul. Abia cu Nero ar fi început persecuțiile și nici atunci chiar atât de decise pe cât se spune. De altfel și tentativa lui Pilat din Pont de a-L salva pe Hristos ne spune că exista o oarecare șovăire în a condamna pe cineva la moarte, mai ales când nu era vorba de vreun tâlhar de drumul mare și crima era extrem de greu de definit, juridic. Semăna mai degrabă cu crima lui Socrate decât cu aceea lui Baraba, nu vi se pare? Și iată un citat din ediția română a cărții lui Gibbon, din capitolul 16, un rezumat. Totuși, administrația imperială nu a ordonat decât rare ori astfel de persecuții violente și putem în genere conchide că a trecut mult timp până când 1. A trecut mult timp până când romanii se considere noua sectă, creștinii, demnă de atenția guvernului. 2. La osândirea oricăruia dintre supușii Imperiului care era acuzat de o crimă atât de stranie, s-a procedat cu grijă și repulsie. 3. Pedepsele s-au folosit cu moderație, așa cum se recomandă astăzi pe emisiunile francezești să bem vinul, oricât de bun ar fi. Asta nu e din Gibbon, ci de la mine. 4. Biserica creștină s-a bucurat de multe intervale de pace și liniște. Să nu uităm, cele 6 volume ale acestei lucrări, de altfel mult citată, ba chiar hulită în epocă, așa cum se întâmplă deseori cu cele care spun adevăruri incomode pentru prima dată, s-a mai publicat mai întâi între anii 1776-1788, când încă nu apăruse nici terorismul islamic și nici alte pericole nu pândeau religia creștină. Tot din cartea citată înainte, Epoca Întunecării de Catherine Nixey, aflăm că mulți creștini din primele secole se înghesuiau la martiraj pentru a ajunge în ceruri unde li se promisese aveau să fie fericiți. Să îndrăznesc să compar această speranță cu aceea a teroriștilor islamiști de azi? Și fericirea asta ulterioară, mereu dincolo, mereu altă dată decât în prezent, nu sună măcar celor care au trăit în comunismul victorios cunoscut? Nu era și ea promisă în viitor, mereu în viitor, de ideologia comunistă, probabil conștientă că nu va fi în stare și că de fapt nici nu intenționează să-i facă pe oameni fericiți vreodată? Căci viitorul nu e, vedem cu toții, niciodată, nu există niciodată. În locul lor, în locul lui, un mereu prezent e prezent. Ca să vedeți că istoria se repetă, chiar moravurile se repetă, să reținem îndemnurile repetate ale lui Ioan Crisostomul la turnătorie. Ca să-i mântuiască pe semenii lor căzuți în păcat, de pildă acela de a merge la teatru, creștinii primeau indicația prețioasă să spioneze vecinii, să vadă ce fac până și în casele lor, și să-i salveze, turnându-i, din ghearele diavolului. Iată că istoria se cam repetă și se cam rescrie.
Am citat în aceste rânduri numai câteva cazuri, probabil mai puțin de o miime de procent din ce se poate descoperi dacă privești mai atent lumea de ieri și de alaltă ieri și cauți adevărurile mai puțin clamate, tocmai pentru a rescrie istoria și a-i da o formă azi acceptabilă. Iar ocultarea unor adevăruri neconvenabile se face și cu ajutorul miturilor. O istorie mitică e de obicei una cel puțin pe jumătate mincinoasă. Dar ce minciună frumoasă! Fermecătoare chiar! Mitologia e în fond o cataplasmă pe rănile nevindecate altfel și de fapt nici așa, provocate de istorie, de cea adevărată, crudă și neiertătoare, vreau să spun.